Proiectul vizează modernizarea drumului județean 174 Vatra Dornei, Șarul Dornei Panaci, în lungime de 22 de kilometri și a fost depus de Consiliul Județean în baza programului operațional regional. Valoarea proiectului este de 8,4 milioane de euro, din care cofinanțarea Consiliului Județean este de 2%. Constantin Apostol, directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Est, a declarat că după finalizarea investiției, distanța între Vatra Dornei și București va fi scurtată cu 110 kilometri. Hai să vedem ștampila, nu facem nicio mișcare până când nu vedem ștampila de la ADR. Da. Avem și primari aici martori, care acum trebuie să... De fapt, domnul primar, sunt beneficiarii direcți. Răzvan Murgeanu s-a declarat încântat de faptul că Suceava a reușit să atragă foarte multe fonduri europene, în general pe infrastructură, întrucât zona Bucovinei are nevoie de drumuri pentru a-și pune în valoare potențialul turistic. Sunt mai mult decât încântat să fiu astăzi aici, în nordul țării, într-una cele mai frumoase zone ale României, și sunt de două ori încântat pentru că sunt și la acasă, la campionul extragerilor fondurilor europene, domnul George Flutur. El este pe zona asta campion, ca să zic așa, are cele mai multe proiecte, cele mai multe proiecte de infrastructură deocamdată, și sunt convins că așa cum se mișcă Consiliul Județean cu echipa pe care o are aici, în curând nu vor mai rămâne fonduri europene de luat, pentru că o să le ia Suceava pe toate. Asta este într-adevăr muncă în folosul comunității, ăsta este țelul nostru, ca lucrurile să fie îmbunătățite pe parcurs ce ne apropiem de ținta noastră, adică integrarea europeană, pentru că deocamdată suntem doar aderați. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că în total pentru Suceava au fost semnate 5 contracte de finanțare prin POR, în valoare de peste 30 de milioane de euro. Acestea prevăd reabilitarea a 90 de kilometri de drumuri județene, iar celelalte tronsoane sunt Dărmănești-Siret, Pojorâta-Rarău, Probota-Dolhasca și Verești-Roșcani. Flutur a spus că în scurt timp vor avea loc licitații pentru desemnarea constructorilor și speră ca lucrările să demareze la finalul lunii mai sau cel mai târziu începutul lunii iunie. Părții de nord-vest.